Doamnelor, domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu dispozițiile articolului 134, aliniatul litera din codul administrativ cu modificări și completări de ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 78 din 20 iulie 2023, emisă de domnul primar. Din consultarea codicii de prezență, rezultă că sunt prezenți 10 consilieri, absentând deocamdată domnul consilier, nu înceam. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Mai întâi vă spun și eu bun venit. Vă doresc succes. Un bun venit pentru cei care formează deliberativul comunei și pentru cei care s-au înfrățit cu dumneavoastră. Invitații de la primărie. Pentru credința ordinară Consiliului Local programată astăzi, am propus următoarea ordine de zi. La primul punct, un proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Oase Bogdănei, de trimestrul al doilea, inițiată, subsemnată. La punctul al doilea, de asemenea, un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Bogdănei, prețul Bacov, inițiată, subsemnată. La punctul al treilea, un proiect de hotărâre privind modificarea programului de investiții Oase Bogdănei pentru anul 2023, inițiată, subsemnată. Propun să continuăm cu un proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurii de atribuire a contractelor sau acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor sau acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli a României pentru perioada 23-2026, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2. La punctul al 5-lea, se propune un raport privind activitatea desfășurată de asistență personală pentru persoane cu handicap de celul 1-2023. Normal, era de datoria doamnei Scutaru, pentru că este în concediu legal, concediu de ordine, este prezent în doamna Brânceanu. La punctul al 6-lea, o informare cu privire la stadiul lucrărilor de completare a datelor în registrul agricol pentru semestrul întâi, prezintă doamna Pascu Vasilină. Și punctul ultim, dar la fel de important, solicitări adresate de Consiliul Local Bogdănei. Supun la vot ordinea de zi. Nu este pentru. Nu face unanimitatea celor prezenți. Reamintesc vizual, așa a luat cunoștință de prezența părintelui de la PSD, părintelui Florin, care, în mod sigur, are, nu mai interesul, este un dovadă a integrării în comunitate. Sunt convins că ne bucurăm de prezența dânsului și părinteala are o propunere. Da. Care este adresată, probabil, dânsul la corespondență. Vă doresc succes și predau ștafeta domnului sau domnului președinte. Care urmează a fi ales. Vă rog să faceți propuneri pentru următorul președinte de ședință. Da, domnul consilier. O propun pe doamna Merian. Mai sunt și alte propuneri, domnul. Da, de asta nu simt. Nu a fost niciodată. Fără justificări. Cine este pentru propunerea făcută de către doamna Varma? Pentru doamna consilier Berian. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci, sub votată majoritate, doamna consilier Berian va fi nouă președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Poftiți, doamna președinte. Da, mulțumesc, domnule consilier și domnule consilier, pentru încrederea acordată și trecem la procedură.
Da. Dumneavoastră luați în problemă procesul verbal. Vă întreb doar dacă aveți de făcut completări sau eventuale obiecții la procesul verbal, chiar în ședința în 29 iunie 2011. Dacă nu, supun la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din iunie 2012. Ce este pentru? Deci, în unanimitate, procesul verbal încheiat în ședința anterioară a fost aprobat. Mulțumesc, poftiți. Da, mulțumesc. Rog pe doamna consilier și domnii consilieri, dacă sunt de acord, să dăm cuvântul părintelui Florin, să nu stea după noi până terminăm ședința, dacă suntem de acord. Da. Domnul președinte, domnule primar, domnule primar, domnule primar, domnule primar, dar înainte, dacă ca să nu mai stăm din emoții, am să dau cu citire Consiliul Local, adresa dumneavoastră și până atunci... Cum mai trebuie? Exact. Deci, subsemnata parohia Ortodoxă Filipești, situată în Comuna Bogdănești, din Bacău, strada Bisericii, mă rog, codul de identificare, vă propune o colaborare de tip parteneriat, pe temă culturală, locală, având obiectiv de funcționare, clădirea școlii din satul Filipești. Tema proiectului propus de parohie este Dăruind o carte, salvând o școală, proiect care este în curs de finalizare. Detalii ale proiectului. 1. Echipa de colaboratori, compusă din cetățenii ai satului Filipești, ai comunei Bucurănești, cât și alți cetățeni de bună credință, cu intenția de a susține acest proiect. 2. Parteneriatul cu Primăria și Consiliul Local al Comunei Bogdănești. 3. Obiectivul și scopul de a vitaliza în mod firesc instituția școlii prin crearea unui modul și modul de cultură locală valorizată prin resursele istorice, spirituale, administrative, gospodărești și tradiționale ale satului Filipești. Formarea și constituirea unei biblioteci prin donație de cărți și alte bunuri, obiecte, amintiri, cred, cât și întâlniri ale fiilor satului, etc. Toate aceste obiective enunțate, sumar, au scopul unei colaborări firești dintre cetățenii satului și, și comunei, în scop de a valoriza și buna credință. Către Consiliul Local Bogdănești, domnului primar. Am citit-o mai rar, mă rog, și parul de dar și scrisul. Da, și este semnată de părintele Cristian Florin. Da. Acum, pe marginea acestei, dacă mai aveți de făcut câteva precizări sau știu eu ce vreți să ne mai spuneți. Da. Domnul consilier. Părinte. Clădirea școlii din Filipești, știm cu toții. Are destinație, inițial destinație școală, acolo au văzut copiii, au văzut parte, au plecat mai departe, au trecut de ce am trecut și le vezi cu nostalgie și poate. Dar este această idee, ca parochia înființată cu o șertă sau vreo ta, cu 9 ani, aproape 9 ani de zile, să fie un pic viabil, nu numai în cadrul liturgic sau în cadrul bisericii, ci și în afară bisericii, vizând școală. Școala și biserica sunt două entități, primăria, dispensarul, poliția, sunt entități la nivel local. Am gândit la să vă propun o colaborare de timp atrebiat cu școala respectivă pe marginea unui proiect care nu l-am încă finalizat, cine trebuia să finalizeze și ca tot bine în concediu, dăruind o școală sau dăruind o carte sau dăruind o școală. Dacă aveți bună voință și cer bună voință în Consiliul Local, a primăriei, tuturor funcționarilor, ca să demarăm acest proiect, care este pași mici, să valorizăm resursele istorice și ce mai este pe ce am găsit, cine a lăsat biserica, ce am studiat la Arhivele Statului, pe două săptămâni, am stat acolo și am găsit lucruri importante. Vreau să le pun sau vreau să le pun în valoare și să le facem cunoscută, să le facem cunoscută aceste informații tuturor celor care sunt din Filipești, în lumea Comunei Bogdănești și tuturor celor. În primul rând, mulțumesc Consiliului Local, care m-a mai sfătuit, celor care sunt de bună credință cetățeni din comună, din sat, din care am vorbit cu dânsii și au fost promis de acord. Au spus că vor susține acest proiect, prin diferite moduri, voluntariat și de face mai. Da, este încă un proiect care merită derulat.
dumneavoastră ca și consilier local, vă gândiți, ne dați un răspuns și sper că răspunsul va fi afirmativ. Ca viceprimar, mai ales că merg, cred că, cel puțin de 3 ori pe săptămână acolo. Eu sunt pentru acest proiect, să-i dăm școli viață cu oamenii, că acolo nu-i nimeni, nu s-aruncă, nu ai s-aruncă asta, trebuie curățat, trebuie să... N-avem pasă, n-avem nimic. Mă adică că e un proiect de care sunt de acord cu acest proiect. Mai dorește cineva din domnii consilieri? Da, domnul Dastor. Da, și eu vreau să lasă cu părintele de tot sprijinul nostru. Este firesc să facă două instituții importante. Consiliul local, primăria, întotdeauna biserica trebuie să facă de voie. Și aici acum se pune problema. Eu v-aș întreba concret de ce ați avea nevoie, adică nu am văzut proiectul, nu știu despre ce vorba. De ce este vorba de clădire? De ce o sală de clasă pe care aș vedea o așa într-un mod frumos organizat? Forul care este destul de generos, pentru că pot face acest cu copiii. Eu am mai făcut odată școală de bază, 2016, dacă nu greșesc, 2016, atunci am fost publicat și în Florica Romanului, am făcut școală de vară și la biserică și la școală. Și acolo erau destul de materiale didactice, dar a fost în 2016. Adică, practic, și ca spațiu expozițional? Da, și expozițional, și activități, să copii și putem solicita diferite concursuri care sunt la nivel românesc, la nivel de școală, dacă am avea spațiu, dacă am avea unde le duce, caută, aici ar fi spațiu generos, activități culturale. Și vreau să mai văd dacă mă spuneți că Filipești are o monografie extraordinar de frumos, bine chegată, o să-l acolo. Este scrisă de mână, autorul ei, până la ultima clipă a vieții, Andreea Sfestăpor, arheologic, istoric, religios, cred că cu această monografie, acele care nu mai sunt între mâini, Costică și Cusară, Dumnezeu Sfântate, vom începe debutul unui colaborator. N-am mai dorit și cineva? Da, domnul Gata. Sunt totul de acord cu Dumnezeu Părintelor. Eu, din punctul meu de vedere, omenesc legat și tot, susțin acest proiect. Părerea mea personală este că, în urma acestei cereri, Consiliul Local va trebui să facem un proiect de hotărâre în care vom stabili anumite probleme, privind, știu eu, costurile, urmările, privind o chestie cu mine asta, vis-a-vis din proiectul meu că va fi finalizat și atunci nu putem aprova decât un proiect de hotărâre. Deci, în urma cererilor, trebuie să derulăm un proiect de hotărâre la care o să ne gândim, știu eu, și condițiile și da. Îl supunem la vot și atunci, atunci vă putea da un răspuns legal, corect și... Pe domnul Amiloare, Domnul Amiloare, doriți să spuneți câteva cuvinte? Da, singura observație care aș face, sunt convins că acest proiect m-a demarat totuși, pentru că s-a apropiat campania electorală. Am mai avut asemenea evoluții... Acum am gândit la o precedentă campanie, am mai chiar un protocol. Atunci, printre partidele de guvernământ, era și Partidul Democrat Liberal. Acum, pe mine m-a interesat mai puțin partea politică. Și de data m-a interesat să mai rămân în clădirea în picioare și după ce termină campania electorală pentru acolo, dar orice proiect care s-a desfășurat acolo au fost probleme de gestiune. Sunt convins că părintele se va simți în largul lui cu toată lumea, dar
îi văd legați, cel puțin sentimental, pe acei consilieri care s-au născut în Filipești, care locuiesc sau rude și așa mai departe. În felicit părinții, văd că își continuă autodafeul și ce înseamnă martirizarea dumneavoastră în sensul ăsta. Dumnezeu să vă lumineze, să vă întărească. M-aș sugera să vă faceți un plan posibil. Apropo de participarea în celor mai apropiați. Acolo vă dați seama că e un bun public, în primul rând. Și ceea ce se dorește este un adițional la memorie. Pentru că asta ne paște pe noi români. Nu prea mai suntem atenți la rădăcini, la memoria comunității, viața comunitară, din păcate, este declarativă. Pe hârtie și la televizor stăm bine, inclusiv cu filmarea de față. Ar fi mai pomenit, eu vă doresc ca să reușiți. Mulțumesc. Eu vă doresc să reușiți. Vă cam analizat foarte bine problema și nu zic rău, dar poate mai bine una alții. Mă dă cum de tine. Și am văzut acum, să vă zic în sondaj și în astea. La biserică, prieteni, conștiințe, chiar la comunitate. Ieșirea în public, ieșirea în societate, am avut o discuție cu Sfinția sa, aveți posibilitatea să mergeți în teren, să intrați în casa, în gospodăria oamenilor, să le explicați ce vreți să faceți. Nu este anormal să vă faceți și campane, că lumea înțelege și nu uită. Dacă te vizitează pune pentru. Eu am fost atent la emisiunea la televizor. Eu am și informații directe la cel mai nivel. Am pe cineva din familie care lucrează în administrația prezidențială, printre altele, la cultură și culte, care a fost impresionat de felul cum s-au prezentat la o acțiune comună, Partida Romilor. Îi vedeți și dumneavoastră. Sunt pur și simplu cu inimă. Bine, poate se explică și prin comportamentul minoritarilor. Minoritarii întotdeauna au apărat identitatea sau afirmat-o dincolo de manipulările gen pe care le cunoaște. Nu ne vindem țara afară cu un puțin de mai departe. Astea sunt lucruri neserioase. Filipești se află într-o situație nu ușoară. Mult timp am mers la biserica acolo și sunt convins că nici acum nu pun numărul foarte mult de enoriași. Mai vin de sărbători, așa, primăvară mă fac curățenie prin cimitire și așa mai departe. După aia sunt probleme cu curățenie, dar este o șansă pentru toți, pentru cei care se înhamă la treabă și pentru țară. Atât, mulțumesc.
Mulțumim și așa cum a afirmat și colegul nostru, domnul Vlad, deci în ședința următoare, dar și proiectul de, facem un proiect de hotărâre și noi cei din Filipești sunt convinsă că și colegii din Bogdănești o să vă ajute. Da, sănătate, nu mai bine. Să rămână sănătate, nu mai bine, cum sănătate și vă doresc să vă leagă pe vânt și cu toate. Domnul Filipe, vreți să vă domnul Marc, să rămână sănătate. Mă rog, să vă mulțumesc pentru probleme. Era primul proiect de hotărâre, care i-a fost de deja în prima, să vă susține tot. Execuția bugetului, da? Da. Dar cel la 3 luni, conform legii, prin fișa postului, să spunem, ne preocupă acest lucru. Execuția bugetară, bugetul fiind principala construcție a resurselor financiare. Legea, pe bună dreptate, ne obligă să facem acest lucru, care înseamnă respectarea unor principii esențiale în plătirea banului public. În primul rând, transparența și, dacă vreți, principiul elementar că unde sunt mai multe capete, este mai bine. Am valorificat, de fapt, nu fac decât să prezint, cel puțin ca material supus unei dezbateri publice, care am anunțat, raportul compartimentului de specialitate și mulțumesc unei reprezentanți care obicei. Am să dau citire mai întâi propunerea referitoare la acest proiect de hotărâre. La primul articol, să se apropie execuția bugetului local de trimestrul al doilea anul 2023, conform anexelor numărul 12 și 13, care fac parte integrantă de prezentul proiect de hotărâre. Numerotatea acestor anexe este stabilită prin legea finanțelor publice locale. Articolul al doilea, după aprobare primarul comunei, și doamna Răcăuzeanu Romenea, consilier, vor aduce la întâlnire hotărâre. Și ultimul articol, secretarul general al Comunei Bogdănești, domnul Mihai Vasile, va comunica hotărârea compartimentului financiar contabilitate, primarul Comunei Bogdănești, instituției prefectului județul Bacău. În conformitate cu legea privind finanțele publice, numărul 273 din 2006, modificată, completată prin ordonanța de urgență a Guvernului 63 din 2010, articolul 49 alineatul 12, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat, termenul 31 decembrie pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credere au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor în domeniul vitele două gestiuni. Funcționare, dezvoltare, venituri, cheltuieli, cum rezolvați. Bugetul local cuprinde veniturile proprii și cheltuielile unității de învățământ, universitar de stat, administrație publice locale, a unității de cultură, asistența socială, protecția persoanelor cu handicap, servicii de dezvoltare publică, transport. Execuția bugetului local la finele trimestrului al anului 2023 se prezintă altfel, aveți această anexă. Și acum câteva concluzii pe care le propune și care nu sunt obligatorii să rămână bătute în buie, în sensul voții însuțite sau știu eu, poate completat. Planul de venituri proprii în trimestrul al doilea 2023 a fost în sumă de 1.485.600 lei și am casat suma de 1.447.087 lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare a planului de 97%.
Iar planul la total venituri, secțiunea de funcționare și de dezvoltare, a fost într-un metru alveni, a sumă 8.107.600. Iar încasările au fost în sumă 3.633.020 realizând un procent de realizare a planului de 400%. Planul la cheltuire pentru secțiunea funcționare și dezvoltare și dumneavoastră a fost în sumă de 10.046.600 lei, s-a realizat în sumă de 2.293.330 lei, ceea ce duce la un procent de realizare planului de 23%. Planul pentru cheltuielile din secțiune de funcționare este în sumă de 2.366.600 lei și s-a cheltuit suma de 1.612.803 lei, ceea ce duce la un procent de realizare de 68%. Aceasta de măsuri sunt cheltuielile au fost făcute cu responsabilitate respectiv prevederile legale. Planul la veniturile proprii pentru mesul al doilea au fost realizate în procent de 97%, dar ce s-au făcut înștiințări de plată, iar cei înștiințați au venit la sediul primăriei și și-au achitat datorile, s-au înștiințat opriri, iar datorită bonificația aportate la plată au venit mulți contribuabili și-au achitat debitele, beneficiind de bonificația, a fost instituite la nivel institut de plată online, SNEP-ul și POS-ul, plata cu cardul, ceea ce ușurează încasările debitele, dar au fost realizate procente 100%, pentru că la impozitul pe venit, sumele primite față de plan au fost în procent de 63%. Cheltuielile au fost efectuate în funcție de prevederile legale și în funcție de angajamente legale stabilite în buget. La secțiunea de dezvoltare, planul de venituri a fost de 7.680.000 lei, iar cheltuielile efectuate în semestrul al doilea au fost în sumă de 680.527 lei, ceea ce duce la un procent de realizare a planului de 9%. Cheltuielile la secțiunea de dezvoltare au fost de 9%, pentru că nu sunt necesare pentru realizarea investiției de realizare, rețeavă potabilă, canalizare în satele Filipe și Bogdănești. Aici aș adăuga o informație, ca să aveți informații reale și corecte. Consorțul care are contractul de execuție a lucrurilor de apă și canalizare, mai are și alți clienți în afară de noi. Asta este o explicație. Chiar astăzi am avut o discuție cu inginerul care răspunde de lucrări, pentru că m-am dus să am informații foarte. Ei acum, de exemplu, sunt în situația de a finaliza lucrările la Secuieni, undeva la Bacău, spre Bacău, și așa mai departe, lucrurile mai mici, ca și Verdun, și așa mai departe. Aceasta este o explicație, iar altă explicație am mai prezentat-o ocazională, obligația de a executa niște lucrări suplimentare în momentul când nu mai primim apă de la rară și așa mai departe. Pentru aceasta, sigur, trebuie să îndeplinim în condițiile prevăzute de lege foarte multe avizi și autorizate. Suntem la final acestui proces și avizile merg greu din două motive. Pentru că le obținem de la instituții deasupra noastră și sunt instituții care au un comportament specific, fiecare. Și noi avem specificitatea noastră. Oamenii mai sunt în concediu. Am avut, de exemplu, 4 avize care au fost redactate eronat. A trebuit să reluăm procedura. Când final, informația pe care o aduc, ei vor fi aici în jurul 15 august. Da, mulțumim. Așa, numai un pic. La capitolul venituri, am aici un document care se referă la controlul efectuat de structurile celor care aprobă și monitorizează cheltuirea banilor europene. Știți că la Codul de Slobozie noi am beneficiat de un asemenea contract.
am primit o primă treabă și acum, în urma controlului efectuat de structura AFIR-ul, cum se numește interpretat, de la Bacău și a supracontrolului de la Iași, este aici un raport de control la locul investiției. Concluzia este menționată aici, în acest raport, s-a constatat funcționalitatea investiției, integralitatea ei. Deci urmează să primim a doua tranșă de 200.000 lei, care vor însemna rândeală un aport binevenit la ceea ce numim venitul bugetului nostru. Atât, mulțumesc. Mulțumim, domnule primar. Are cuvântul doamna președintă de la Comisia numărul 1. Mulțumesc. Comisia numărul 1 a avizat favorabilă la cei care nu există. Mulțumim și dintre domnii consilieri, dacă doriți să cineva să scrie la asta. Dar nu spune la urmă, cine este pentru? Da, deci, în unanimitate, de proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe lunesc pe octoie 2023 a fost aprobat. Da, mulțumim. Mulțumim, profiți. Iar atât și la punctul 2, dar reprezintă tot domnul primar. Punctul 2, da? Rectificarea. Da, rectificarea. Dar dumneavoastră ați specificat de la început ordinea de zi. Deci, am propus, într-adevăr, un proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului domnului Bogdanescu. Dar, îndoială, trebuie să plecăm de la ceea ce prevede legislația, aceeași lege o putem reaminti, 2006, legea finanțelor publice, legea finanțelor publice locale, cu modificări. Și precizam cu altă ocazie că este o prevedere foarte, foarte importantă pentru orice entitate care are un buget. Sigur, aici este vorba de un buget public, bani publici. Legea, dacă vă uitați și în legislația referitoare la administrația locală, acel cod administrativ stabilește niște reguli clare de cheltuire a banului public, printre care și transparența, de care vorbeam, eficiența. Eu am reamintit aceste principii, dar am găsit ceva specific pentru acest proiect de hotărâre și anume oportunitatea, pe lângă adaptabilitatea bugetului, influența și așa mai departe, banii sunt făcuți ca să circule, sigur în condițiile legii și să rămâne ceva în urma utilizării resurselor financiar. Ați observat la analiza pe comisii că această propunere de rectificare vizează ambele secțiunea de bugetul. Și secțiunea de funcționare, secțiunea de dezvoltare. Secțiunea de funcționare, sigur, vizează niște beneficiari, niște instituții, școala, a văzut printre altele, și secțiunea de dezvoltare vizează investițiile. Rectificarea propriu-zisă se poate efectua după proceduri destul de complexe. Ați văzut mărirea veniturilor, poate fi o cale, apoi viramentele de la un capitol la altul, chiar la același capitol, de la
un aliniat la, sigur, sunt pur și simplu chestiuni de specialitate. Asta, ca să vă mai întorcesc, probabil, reacția la acest proiect de hotărâre care este destul de stufos. Probabil prezint că noi nu trebuie să ne tratăm memoria cu lucruri care nu ne sunt uzuale. Important ca dintr-un proiect de hotărâre să se înțeleagă suficient de ușor pentru cei care îl aprobă, dar și pentru cei care iau cunoștință de activitatea noastră în cadrul unei ședințe ca asta. La ce folosim noi bani? De ce se duc bani comune? Spuneam, pentru secțiunea de funcționare, de exemplu, a venit cu o notificare pe care ați constatat-o și Consiliul de Administrație al Școlii. Și, apropo de oportunitate, am luat cunoștință de faptul că ei au o lucrare oportună pentru această perioadă și pentru funcționarea centrală a termenului, ce se spune, că iar la noi ca vară. Este bine că se execută în perioada vacante. Și am profitat de posibilitatea de a elimina niște cheltuieli la execuția branșamentului. Sunt speranțe îndreptățite, la un moment dat, poate spre sfârșitul anului, sau eu m-am angajat public, mai sigur pentru anul următor, că putem da drumul la rețeaua de apă și canalizare. Dacă se sapă pentru conducta care transportă agentul termic, am înțeles că sunt pierderi de apă și așa mai departe. De ce să nu folosim ceea ce spuneam, oportunitatea acestei lucrări, pe același tranșeu, ca să nu mai plătim o dată cheltuieli privind manovra, folosirea utilajelor, pe același tranșeu pot încăpea toate trei. Aici trebuie să mai ajutăm în sensul de a le vira bani la bugetul propriu. Noi suntem ordonatori, respectiv instituția pe care o reprezintă înseamnă ordonatorul principal de credite, directoarea școlii, care are și un contract de management cu NOE, care este ordonator secundar. Apoi, pentru secțiunea de dezvoltare, avem de virat credite pentru a putea finaliza plata celor două drumuri. De Munten și de peste Vale. Am să dau citire proiectului de hotărâre în continuare. La primul articol propus aprobarea rectificării bugetului local de trimestrul al 3-2023 prin mărire de venituri cu suma de 10.000 lei și prin virări de credite de la un capitol la altul și de la un aliniat la altul cu suma de 42.000 lei la sesiunea de funcționare, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexei, se face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul al doilea, aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul 3-2023 prin virarea de credite de la un capitol la altul cu suma de 50.000 lei la secțiunea dezvoltare, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexei, se face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul al treilea, după aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Recoteanu Romene, consilieră în apunată de specialitate al primarului Comunei Bogdanești. Articolul al patrulea, care este și ultim. După aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Antioi Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdanești, Departamentul de Financiar Contabilitate și instituție prefectului județului Bacău. Atât deocamdată. Mulțumim, domnule primar, și vă rog, doamna președintă, la comisia numărul 1.
poziția numărul 1, analizând acest proiect de hotărâre, atât a favorat. Mulțumesc. Mulțumim. Dacă între domnii consilieri doresc să scrie la cuvânt. Supunem la vot cine este pentru. Trecem la punctul 3. Modificarea programului de investiții, luate loc de mers. Programul de investiții îl cunoașteți. Este vorba de o modificare în sensul, așa că vă spuneam, utilizării resurselor financiare de manieră oportună. În primul rând, spuneam că în legătură cu cele două drumuri pe care le-am finalizat, practic, la sfârșitul anului trecut, avem nevoie de suplimentare veniturii să putem efectua ultima plată. Acest lucru a fost posibil în urma analizei efectuată cu doamna contabilă Răzăuțeanu, în urma informațiilor de la Consiliul Județean, unde Consiliul Județean, pentru că noi avem acel contract în parteneriat pentru refacerea și modernizarea drumului DC-129, drumul din deal. Ei sunt în situația de a lucra, apropo de birocrații, la obținerea avizelor și autorizației. Deci este puțin probabil că am acesta să demareze lucrările de execuție. Și atunci, pentru că noi aveam prins în buget o sumă în eventualitatea demarării lucrurilor de execuție, am putut să disponibilizăm o sumă necesară acoperirii plăților la cele două drumuri. Deci, la primul articol, propun modificarea programului de investiții aluate de obținere de Bacău de anul 2023 prin virarea sumei de 50.000 lei de la obiectivul nou de investiții, reabilitare și modernizare a DC-129 Bogdanești, la celelalte lucrări conform programului de investiții de 2023. Articolul al doilea, după aprobare primarul comune și doamna Răzăuțeanu Numerea, consilieră în aparatul de specialitate a Primarului Comunei Bogdanești, vă duce la îndeplinire hotărârii. Articolul al treilea, după aprobare, secretarul comunei, domnul Angelu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdanești, compartimentului financiar, contabilitate și instituție spre prefectul județul Bacău. Mulțumesc, domnule primar. Care vă mulțumesc, doamna președinte, de la Comisia Națională. Comisia Numărul 1 a vizat favorabil și aceste informații. Mulțumesc. Mulțumim. Dintre domnii consilieri, dacă dorește cineva să se ia. Supunem la vot cine este pentru. Mulțumim. Trecem la următorul punct care va fi prezentat de Comisia Numărul 2. Sunt proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și reglării procedurii de atribuire a contractelor sau acordurilor cadru pentru achiziția produselor și contractelor sau acordurilor cadru de prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școlile al României pentru perioada 2023-2026. La primul articol se propune neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor sau acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor sau acordurilor cadru de prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școlile al României pentru perioada 2023-2026. Articolul 2. După aprobare, primarul Comunei Bogdănești, județul Bacău, va duce la îndeplinire hotărârea prin compartimentul de achiziții publice. Și articolul 3. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul general al Comunei, domnul Mocioiu Vasile, primarului Comunei Bogdănești, doamnei Iftinca Alina, Consiliul Județean Bacău, instituției prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Dar și
tot dumneavoastră cu avizarea proiectului. Acum mi-a avis. Bine, mulțumim. Și trecem la cine este pentru. Mulțumesc. Raport privind activitatea asistenților personal. În baza legii numărul 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conform articolului 40, aliniatul 2, Serviciul Public de Asistență Socială prezintă semestrial un raport Consiliului Local de Venești. Conform fișei postului, asistentul personal la persoane cu handicap are următoarele obligații. Să acorde îngrijire, supraveghere și ajutor minorului sau adultului. Asigură alimentația corespunzătoare persoanei cu handicap. Servește masa, respectând orele de masă, asigurând vesela și condițiile igienico-sanitare necesare. Alimentează direct sau sprijină bolnavii care au nevoie de ajutor urmărind educarea și formarea deprinderilor de autonomie. Asigură igienă corporală a bolnavilor, a lenjeriei de corp, articole de îmbrăcăminte, lenjerie de pat, întreținerea curățeniei și a măsurilor igienico-sanitare. Asigură aplicarea tratamentelor prescrise de medici, sesizând atent semnele de boală sau acuzitate și ia măsuri ce se impun, transport spital, solicitare, control medical de specialitate la domiciliu. Respectă și sprijină realizarea planurilor de recuperare indicate specialiști de terapie, ergoterapie, terapie inițială de centrele de recuperare. Participă la formele de perfecționare a pregătirii profesionale organizate de către DGASFC Bacău. Subsemnată Scutarul Lămânița Elvira, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului al Comunei București, analizând activitatea asistenților personal care au în îngrijire persoanele cu handicap, s-a constatat următoarea. Brânicea Dina, asistent personal pentru fiul Brânicea Frei, cu domiciliu în Comuna București, în vârstă de 21 de ani, se încadrează în gradul de handicap 1 grav, conform certificatul de grav numărul 4742, din data de 24.9.2019, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți, este încadrat în cadrul de handicap 1 grav, cu termen de valabilitate permanent. Brănici Constantin, asistent personal pentru fiul Brănici Ștefan, cu domiciliu în Comuna Bucănești, în vârstă de 20 de ani, este încadrat în cadrul de handicap 1 grav, conform certificatului de grav, numărul 4427, din 3 a 12 a 2020, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți, este încadrat în cadrul de handicap 1 grav, cu termen de valabilitate permanentă. Desmărița Alișoarea Crâncuța, asistent personal pentru fiul dascălui Petru Vasile, cu domiciliu în Comuna Bogdănești în vârstă de 23 de ani, este încadrat în cadrul de handicap 1 grav, conform certificatului de grad numărul 547, din data de 21.02.2018, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți, este încadrat în cadrul de handicap 1 grav, cu termen de valabilitate permanent. Ghedeoanu Teofilia, asistent personal pentru numita Apostul Gabriela, cu domiciliu în Comuna Bogdănești, sat Filipești, în vârstă de 62 de ani, este încadrat în gradul de handicap 1 grav, conform certificatului de grad numărul 4139, din 14.09.2021, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți, este încadrat în gradul de handicap 1 grav, cu termen de valabilitate permanent. Din vizitele efectuate la domiciliu rezultă că persoanele sus menționate beneficiază de îngrijire, supraveghere și ajutor permanent din partea familiei. Asistentul personal își lucru la îndeplinirea atribuțiilor, sarcinile și responsabilitățile conform fișei postului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Cristian, și dacă dorește cineva dintre dumneavoastră, domnul consilier, doamna consilieră, mulțumim, doamna Grânceanu, și trecem la următorul punct, care îl va prezenta doamna Pascu Vasilica. Raportul de activitate privind stadiul pregătirii registrului agricol, semestrul 1 al anului 2023. Având în vedere hotărârea de guvern numărul 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024, Ordinul numărul 734 din 29 aprilie 2015 pentru aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol,
pentru perioada 2020-2024. Prevede ca semestrial în ședința de Consiliu Local, prin legea primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor legislative și prin hotărâre se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități. S-a întocmit acest raport. Conform normelor tehnice, persoanele fizice au obligația să efectueze declarații anuale între 5 ianuarie 1 martie și 1 mai 31 mai, la registrul agricol sau în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariția modificării. Înscrierea datelor se face pe baza declarației date de răspundere a capului de gospodărie sau unui membru major al gospodăriei la primărie. În cadrul biroului registrului agricol, declarațiile persoanelor fizice și juridice se fac cu prilejul solicitărilor de acte, adeverințe, etc. În Comuna Bucănești, până la 1.7.2023, stadiul înscrierilor în registrul agricol este următorul. Numărul gospodăriilor total este de 2693, din care persoane fizice cu domiciliu fiscal în satul Bucănești, 932 de poziții, persoane fizice cu domiciliu fiscal în satul Filipești, 270 de poziții, persoane fizice cu domiciliu fiscal în alte localități, 1543 de poziții, persoane juridice, 37 de poziții. Ținerea la ziua evidențelor din registrul agricol este o activitate cu caracter permanent, care presupune efectuarea operațiunilor de modificare a datelor și informațiilor. În perioada semestrului 1 din 2023 s-au făcut modificări la rolurile agricole din registrele pe suport de hârtie și pe suport electronic, conform documentelor depuse, s-au transmis datele de modificare către compartimentul taxe și impozite pentru stabilirea impozitelor. Tot în semestrul 1 anul 2023 s-au eliberat de la Departamentul Registrului Agricol următoare documente. Anexa 1 și 2 pentru atestarea posesiei exercitate sub nume de proprietar și identificarea imobililor, adeverințe necesare la Serviciul Public de Evidență a Populației, adeverințe pentru Departamentul APIA, adeverințe necesare cetățenilor pentru alte instituții. Tot în această perioadă au fost întocmite și înaintate la Direcția Agricole Bacău și la Direcția de Statistică Bacău rapoarte și situațiile statistice solicitate. Au fost comunicate răspunsurile la cele solicitate de persoane fizice, persoane juridice și anume instituția prefectului, de Direcția Agricolă, judecătorie, executorii, judecători și societăți. La compartimentul agricol, fond funciar, s-au întocmit dosare pentru corectarea tabloarelor parcelor înscrise eronat în titlurile de proprietate și s-au înaintat la Comisia Județeană Bacău, care la rândul a eliberat hotărâri în acest sens, s-au întocmit documentații și s-au înaintat la Comisia Județeană pentru obținerea ordinului prefectului sau înscrierea în titlurile de proprietate a terenului sub clădiri pentru care unele cazuri au fost rezolvate prin hotărârea Comisiei Județene. S-au întocmit titlul de proprietate, altele urmând să primească răspunsul Comisiei Județene. În această perioadă s-au emis 4 atestate de producători și carnete comercializate produse agricole pentru persoane care vând produse agricole pe piață. Primăria Comunei Bogdănești, din compartimentul agricol, a emis un număr de 8 certificate de atestare proprietate teren intrapilan în vederea înscrierii în cartea funciară a UAT-ului Bogdănești. Mulțumesc, doamna Pascu, facilitate. Dacă printre consilieri doresc să pună ceva întrebări sau... Mulțumim, încă o dată, și să dăm cuvântul domnului secretar general. Puteți să-mi dați cuvântul, eu îl iau. Singura solicitare a fost a părintelui Cristea, pe care a prezentat-o la ședință, a spus și dumneavoastră. Altele nu mai sunt. Mulțumesc. Mulțumim și pe asta.